Vă salut și bine v-am găsit! Acest video este recomandat grădinarilor mici și mijlocii, precum și celor care încă nu sunt grădinari, dar cărora eu le recomand cu căldură să devină. Am auzit expresia că fiecare grădinar are felul lui de a grădinări. Eu aș spune că nu este atât de important felul în care o facem, ci cel mai important este să o facem. Putem să o facem și în ghivece sau în jardiniere, la geamuri sau în balcon, dar vom obține produse cu un gust de neuitat, gustul bucuriei și a victoriei de a le fi obținut noi înșine. Această grădină are aproximativ 75 de metri pătrați, din care cultivați efectiv 60. Metoda de lucru este fără sapă. Pentru aceasta am făcut straturile înălțate cu ajutorul unor cărămizi pe care le-am recuperat și cu ajutorul pietrelor pe care le-am găsit pe acest teren. Cei care vor avea curiozitatea să mă urmărească o să vadă rezultatele pe care le putem obține pe o suprafață atât de mică, precum și metodele prin care eu cultiv această grădină. Este primăvară, este un moment extraordinar, cel mai optim moment din an pentru a ne apuca de grădinărit. Deci, haideți să o facem împreună. Vă mulțumesc pentru vizionare. Până data viitoare, vă salut!